pe invitatele noastre de la Cluj, care mâine împreună cu o echipă de la noi vor avea și o manifestare pe plan județean și să salutăm pe doamna Mihaela Lovdor, președintele. Pe doamna Dina Cujar, secretară executivă al pe Raluca Brehar, vicepreședinte organizației de județeană și președinte de la municipiul Cluj, organizației de femei. Și pe buna mea prietenă și veche prietenă, Maria Crișan, vicepreședinte al salut prezența în mijlocul nostru și a, cred că a tuturor organismelor de presă. Cred că am avut un moment de inspirație cu două săptămâni când am propus Comitetul Executiv că începând de astăzi, din două în două săptămâni, să facem prezentarea programului USL ca alternativă la la guvernarea în 2012 pe departamente de specializare. Și am fost și mai inspirat când am decis aici și am votat ca prima temă, primul subiect să fie învățământul și care chiar coincide cu ziua învățătorului. Deci noi avem pe ordinea de zi astăzi la punctul numărul 3 acest lucru și a fost delegată doamna Dora Rion, și președinta organizației femei și președinta departamentului municipal de învățământ și cercetare științifică să se pregătească și să facă o prezentare împreună cu colegele dânsei referitor la acest subiect. Deci viziunea USL referitoare la educație și cercetare științifică. Eu v-aș propune, dat fiind faptul că și presa este aici, și delegația de Cluj este aici. Și aș vrea să fiu la sentimentul dumneavoastră să schimbăm ordinea de zi și să începem cu punctul numărul 3, după care noi, Comitetul Executiv, vom rămâne și ne vom desfășura lucrările în continuare și mai avem la ordinea de zi. Dar nu înainte de a ruga și a da cuvântul doamnei Rozor să ne citească această scrisoare deschisă cu ocazia zilei învățătorului pe care a conceput-o dânsa împreună cu colegele de la Cluj. Da, eu vă mulțumesc mult, domnul președinte. O să vă rog să-mi permiteți să rămân așezată, chiar dacă vă văd mai bine în picioare. Eu vă mulțumesc pentru căldura cu care ne-ați primit, ca de fiecare dată, așa cum spunea președinta dumneavoastră atunci când ne-a invitat la această manifestare, deși locația este mică, e plină cu oameni inimoși și cu suflete mari. Cred că acest lucru este cel mai important. Eu întotdeauna simt căldura venită de la Turda și mă simt foarte bine în mijlocul dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru primire. Într-adevăr, așa cum spunea președintele dumneavoastră, noi suntem aici împreună cu colegele mele, nu pentru că suntem dascări, pentru că facem parte din conducerea Organizației Județene de Femei, dar pentru că mâine este ziua învățătorului și pentru că majoritatea învățătorilor sunt femei, cea mai mare parte, am decis ieri în ședința de birou să ne adresăm dânșilor printr-o scrisoare deschisă și înainte de a o citi, probabil că o să apară mâine în presă, dacă presa va avea voie să o publice, noi sperăm că da. Înainte de a o citi, vreau să vă spun că printre puținele lucruri pe care n-a reușit să le distrugă această scrisoare, este entuziasmul copiilor și a părinților când merg pentru prima dată la școală. Ei sunt atât de inocenți și sunt atât de încântat și ajuns să-și iubească învățătorul. Eu mi-amintesc când eram copil că ne certam pentru doamna învățătoare, pentru care era favorită, lângă cine stătea, deci era o adevărată dispută, o iubeam pe acea doamnă învățătoare și într-adevăr sunt oameni care formează și creionează destine. Eu am să vă citesc această scrisoare și după aceea să vă spun și cine este autorul, pentru că eu sunt inginer de profesie și sunt mai degrabă o persoană tehnică și care pot să organizez, pot să rezolv, dar nu mă pricep foarte mult la jocul acesta de cuvinte. Și vă citesc după aceea vă dezvăluiesc și misterul. Ne-am spus așa, dragii noștri, o națiune, un popor nu poate exista fără o istorie, fără o cultură și o limbă proprie. Aceasta constituie forța fiecărui popor. Profesorii, învățătorii și educatorii și-au înțeles misiunea de a păstra, a perfecționa și a asigura formarea limbii și culturii române.
Acționând pe aceste coordonate majore și folosind informația în acest sens, dumneavoastră, oamenii de la catedră, dezvoltați la elevi interesul și dragostea pentru fenomenul literar și științific. Dumneavoastră faceți ca fiecare lecție, fiecare secvență didactică să fie unică. Profesorul menține fondul, partea științifică și afectivă, dar adaugă de fiecare dată plusul de inteligență, de experiență, de autoritate științifică și metodică. Dumneavoastră știți că noi v-am încredințat principala resursă a existenței noastre, copiii noștri, prin care trăiește și va trăi națiunea și își va îndeplini cu onoare misiunea. Statul însă nu vă răsplătește efortul, vă umilește și vă marginalizează, încercând să minimalizeze aportul pe care îl aveți în formarea tinerei generații. Politicul intervine în educație și încearcă să distrugă inițiativa, entuziasmul, devotamentul, optimismul și bucuria didactică. Credem însă că oamenii politici nu vor reuși să vă înfrângă dorința și cutezanța de a vă impune drepturile și cerințele pe care societatea le are față de dumneavoastră. Pentru a reuși această performanță este nevoie ca noi, intelectualii acestei țări, să acționăm unitar și continuu, împreună cu elevii, părinții și cadrele didactice. În fiecare an, de ziua lor, societatea își amintește de misiunea decisivă pe care o au de a lupta împotriva ignoranței. Aceasta este cauza reală care a străbătut toate spațiile timpului istoric și l-a impus în fața fiecărui națiuni, fiindcă ignoranța nu înseamnă numai lipsa științei de carte. Ignoranța poate foarte bine să însemne și excluderea posibilității ca altul să realizeze mai bine decât tine ceva, fără ca pe tine să te intereseze. Noi, oamenii de bună credință, nu putem să rămânem nepăsători față de misiunea profesorilor, învățătorilor și educatorilor noștri. Trebuie să-i susținem în promovarea noului, în consens cu exigențele prezentului. Aveți aprecierea și respectul nostru pentru modul în care mereu și mereu cu emoție intrați în clase pentru a transmite elevilor o parte din cunoștințele și din sufletul vostru. Elevii dumneavoastră vă răsplătesc cu rezultate bune, fiindcă vă înțeleg efortul, știind că este cool cu adevărat numai omul care știe de unde vine și încotro se îndreaptă. Și am încheiat cu tradiționala orare de la mulți ani, cu multă sănătate și multă bucurie, numele tuturor femeilor din organizația FEMEU. Și cea care a conceput-o este președinta dumneavoastră, doamna Dora. Da, deci n-am vrut eu să dezvăluie surpriza, știam și eu acest lucru, dar fiindcă un partid este o familie, nu? Orice contribuție este practic contribuție tuturor la bunul mers sau la activități. Am considerat că este foarte important pentru a transmite și promova în cadrul organizației municipale și, mă rog, și județene, dar în special la noi, la Turda, viziunea USL pentru absolut toate departamentele care au luat naștere în cadrul Biroului Permanent Național. Cum spuneam, astăzi începem cu viziunea pentru educație și cercetare științifică. Avem și mulți exponenți aici, atât pentru educație, pentru învățământ, cât și pentru cercetare științifică. O să dau cuvântul doamnei Dora Ion să împreună colegele care a pregătit materialul pentru a fi prezentat, după care vor avea loc dezbateri pe tema materialului prezentat și o rog pe Felicia să facă niște intervenții cu referire la cercetarea științifică. Doamna Felicia Mureșan, care este directorul științific al Stațiunii de Cercetări Agricole Silvice Turda. Vă rog, doamna Ion. Ca de obicei, eu trebuie să stau în picioare, fiindcă vreau să vă văd pe toți. Sunt foarte emoționată și vă voi spune de ce. Fiindcă întotdeauna, ca dascăl, eu m-am considerat un om modest, care nu fac decât să îndeplinesc datoria. Dar viața m-a învățat că această meserie, într-un fel, devine unică. Unică, fiindcă, fără să vrei, ești un adevărat demiurg. La catedră, hotărăști într-un fel destine. Formezi caractere. Nu numai transmiți informații, ci transmiți o parte din sufletul tău. Iar acel elev te percepe și va încerca să urmeze sfaturile tale. Și dacă vreți să mă credeți, nu pot să concep că școala
creează, doar târâți. Nici unul dintre dumneavoastră nu puteți să fiți de acord cu această idee. Toți sunteți produsul școlii românești. Și sunt mândră de colegii mei, pe care i-am aici în față, fiindcă toți s-au format la școala românească. Au urmat într-un fel sau altul principiile, ideile, sfaturile unui dascăl. E minunat, într-adevăr, să mă simt astăzi înconjurată de colegii mei și le mulțumesc din suflet că astăzi au venit. Vreau să vă spun cu această ocazie că generația mea, fiindcă nu mai sunt omul la catedră, sunt profesor pensionar, dar generația mea, reprezentată de Dora Ion, reprezentată de Raisa Tudor, n-a făcut altceva decât să transmită noii generații toate visurile noastre, toate speranțele noastre, de a continua să traducă în fapt ceea ce și-au dorit ei, și anume să formeze o generație frumoasă, de care ei să fie mândri. Astăzi nu vreau să vă rețin prea mult atenția, fiindcă vreau să le auzim pe colegele mele, pe colegele mele, pe tinerele mele colege, și vreau să mă înțelegeți că nu va fi o înscriere la cuvânt rigidă, banală, ci o dezbatere vie. Vă invit pe toți să vorbiți despre școală, fiindcă este o problemă care este arzătoare. Cuvântul mi se pare acum banal, dar este important pentru toată națiunea noastră. Dacă guvernul actual ne marginalizează, ne jignește, încearcă să ne ucidă visele și speranțele noastre, noi rezistăm. Și am preluat o idee, vă rog să mă credeți, care mi-a plăcut. Suntem alături de presă, turnul de veghe. Mi-a plăcut expresia, am luat-o de la Antena 3 și vreau să o traducem în fapt. Da, asta este învățământul. Turnul de veghe. Încercăm să formăm niște oameni care să nu se încovoaie, care să aibă curajul unei opinii, și colegele mele, care astăzi sunt aici, merită aplauzele mele și ale dumneavoastră, pentru că multe dintre ele își riscă postul. Suntem în situația în care politicul domină. Politicul încearcă să sugrume învățământul și iată de ce cele mai multe dintre colege astăzi nu sunt aici. Deși sufletește și marea majoritate mi-au spus că sunt alături de noi, ne susțin, dar nu au curajul să se expună, fiindcă întotdeauna cineva le atrage atenția că nu au ce căuta și nu au dreptul să aibă o opinie. Dreptul la opinie trebuie să îl păstrăm și de aceea vă rog să mă credeți, le apreciez pe colegele mele, mai tinere mele colege, care se vor încadra astăzi, vor încerca să dezbată o serie de probleme în viziunea, bineînțeles, a USL-ului. Și o să fac și planul dezbaterii noastre. Pur și simplu avem o evaluare a stării actuale a educației, o abordare competentă a educației, așa cum o propune USL-ul, și apoi, în sfârșit, programul operațional sub deviza o școală inovativă, o școală care să pregătească pentru cariera profesională și viață. Mulți poate veți spune, domnule, e cam literatură ceea ce propune USL-ul. Dar să nu uităm că din aceste vise pot deveni realitate. Dacă la ora actuală, prin acel pact pentru educație, încheiat în 2007, s-a încercat să se zugrume învățământul, pentru că toate ideile care au fost preconizate nu sunt pentru elevi, profesori și studenți. Nu sunt pentru ei, sunt împotriva lor. Marea majoritate dintre dumneavoastră ați urmărit la televizor și ați remarcat, de fiecare dată ni se impun niște idei, niște legi cu care nu putem să fim de acord. În primul rând, nu mai putem să fim de acord cu această închidere de școli. O închidere a școlilor este pur și simplu abuzivă în ultimii 2 ani.
o desfințare a catedrelor în masă, elevi care nu știu în toamnă dacă au profesori sau nu au, întotdeauna se lasă pe ultima sută de metri și sunt profesori care nu știu la ora actuală dacă în toamnă vor avea catedră sau nu. Iată de ce le invit pe colegele mele să-și spună nu numai necazurile sau greutățile pe care le întâmpină la catedră, dar și perspectiva pe care o poate ridica USL-ul în legătură cu educația. Vă mulțumesc și vreau să vedem, să vă înscrieți care doriți. Nu dau cuvântul cu tare, cu tare, ci ele vor încerca să vorbească despre aceste probleme care eu vi le-am spus și, bineînțeles, că aștept. Daniela, vrei tu să începi? Sau care dintre voi sunteți? Ați tot repetat ele. Și noi, ce suntem, aș vrea să apreciez faptul că a spus că această discuție va fi interactivă. Și eu v-aș propune ca la cele trei idei sau capitole supuse dezbaterii să începem sus cu un mic istoric. Legat de ce? Legat tot de acest iunie. Iunie care, în 25, a fost ziua tricolorului, a drapelului nostru. Poate că nu este rău să știm că atunci când Gheorghe, când Bibescu fuge, domn al țării românești fuge și vine guvernul provizoriu după proclamația de la Islas, Bălcescu și Asachi, pe o pânză vopsită, albastru, galben, roșu, i-o duce până sus în Cotroceni și cu asta pleacă spre Ardeal să treacă. Devine ziua tricolorului românesc. Și vreau să vă spun, chiar dacă am venit numai ieri, am fost dus afară și am venit ieri. N-am văzut arborate, drapele, poate greșesc, îmi pare rău, dacă nu s-a dat importanță acestui lucru. Două. A doua chestiune este legată de această zi, care o spuneați. Hai să plecăm în istorie și să nu uităm că tot în iunie, în 30 iunie, 1866, între cele patru legi al lui Cuza, napoleone franceze, de inspirație franceză, care au dus la reformarea acestei țări românești, a fost și această zi odată cu înființarea primei universități ai țării. Ziua învățătorului. Este un mare lucru. E o chestiune extraordinară și acești oameni, pe bună dreptate, în scrisoarea prezentată de doamna președinte, de dumneavoastră, din ce a spus, e un lucru formidabil pentru copii, pentru noi. A spus o chestie care chiar, efectiv, m-a mișcat. Toți am făcut școală, unii mai multe, alții mai puțin. Dar am făcut... Dumneavoastră ne-a spus dascăl sau noi am fost dascăl ăștia bătrân, probabil eu sunt cel mai cărunt de aici și cu piper, dar vreau să vă spun că merită tot respectul nostru, toată atenția noastră și cu asta vreau să vă spun că Domnul Pierea, mulțumesc în suflet. A fost binevenită, fiindcă... Vreau să mă credeți, eu m-am inspirat după ce a spus. Eu n-am citit, n-am venit de acasă. Eu, dacă vreți să vă mai vorbesc de istorie, vă vorbesc o să continuăm cu subiectul pe care l-am inițiat când am început ședința. Aș ruga o totuși pe Daniela să ne spune. Aș vrea să deviez și puțin, dar doar foarte puțin. Ca să completez pe domnul coleg, pe domnul nostru, vreau să spun că și în această lună ședință este o sărbătoare religioasă, deci ce a fost. Și putem considera dascălul românesc un apostol. Ce vreau eu să deviez? Vreau să vă citesc, să vă spicuiesc fără a vă plictisi, un mesaj al unui dascăl român pe care, sincer, să fiu, m-am mișcat și sunt în această stare de spirit și vreau să vi-l împărtășesc noastră, acest mesaj. Este vorba despre scrisoarea deschisă guvernanților acestor țări, acum câți puțini ani în urmă, care este foarte actual acest mesaj și acum, și dați-mi voie să vă reprezint câteva idei.
Dascărul este cel care ne descifrează taina cuvântului, revelația lui Dumnezeu, este cel care ne luminează conștiința. Din logos, izvorul cuvintelor, dascărul privește firul vieții. Dascărul este prima conștiință a unei națiuni. El însuși devine formator de conștiințe care modelează oamenii într-o comunie perfectă. După o stare sa febrilă de a naște omul, dascărul înfiază copilul cu candoarea și gingășia unei mame. Cu veracitatea și perseverența unui antrenor emerit, cu maestria unui mare artist, cu sensibilitatea unui poet și cu dragostea infinită a unui mare duhovnic. Pentru dascăl, națiunea este o tematică metafizică pentru care se angajează cu toată ființa. Pentru dascăl, națiunea este o taină a trecutului, a prezentului și, în mod evident, a viitorului, pentru care se dăruiește cu toată conștiința sa. Pentru dascăl, națiunea este taina într-o realizare și aflare a adevărului, a dreptății, a credinței, a cinstei, a demnității și a onoarei și a bunei cuvințe. Dragostei de neam, pentru neam, pentru alte națiuni, pentru țară, pentru tradiție și pentru creație în general. Mari dascăl români au vegheat drumul istoric al nației noastre și sunt temelia rămânerii culturii românești în cadrul culturii universale. Gheorghe Lasă, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Aurel Popovici, Emanuel Cuvânt, Andrei Șaguna, Gogălnicianu, Spiru Haret, Barbu Catargiu, Mătulescu, Vasile Pălvan, Gheorghe Țițeica și încă câteva milioane de trânditori anonimi pe câmpul formării unui popor, de a cărui cultură nu mi-a fost niciodată rușină. Până acum, cel puțin. Toate performanțele elevilor, studenților și dascălilor, în toate domeniile au excelat prin merit și supramerit. Dascălul român, întreaga sa istorie multimilenară, nu a primit niciodată loviturile denigratoare ca în cei 21 de ani post-revoluționar și niciodată n-a fost mai defăimat, sfidat, înjosit și bagiocorit ca în timpul ultimei guvernări. Dascălul român nu este un sfert odoct, așa cum l-a numit un mare om politic, ajuns premier în perioada interbelică, este vorba de Iorga, și care are meritul de a fi fost cel care, în timpul mandatului său, niciun dascăl nu și-a primit salariu. Îndemnați fiind cu autoritate să cultive grădini sau să cânte la munți pentru a supraviețui. Prezentul dovedește că ceea ce s-a însușit de la premierul savant, despre care un om de cuget a scris păcat de el, că a crescut în alt de-a înstrâng, Petrețuția, nu a fost bogata sa cultură, ci drept înaltă, cât un munte, ci pripeala și pricopseala sa politică, prin care astăzi, ca și el, excelează cel aflat vremelnic la putere. Pentru cei care încă mai știu să citească, este din ce mai vie memoria destinul tragic a unui dascăl român care perioada amintită, deja, învins de foame, după 6 luni în care nu și-a primit salariul, crezând că nu-l vede nimeni, ridică din poșul de gunoi un rest de sandwich. Surprins de ochii vigilenți ai copiilor, în fața onoarei de a se face publică întâmplarea, se sinucide. Presa este mărturie. Domnilor guvernanți, dascălul român nu a ajuns încă să se înfrute din resturile zilnice ale grijei față de viitorul națiunii, cornul și laptele copiilor. Domnilor guvernanți, nu vă rușinați. Dascăl român nu cerșește gruma de salariu pe care o topiți cu fiecare nou buget sau rectificare bugetară. Domnilor guvernanți, dascăl român nu cerșește furnitură de salariu aruncată de rapinul de magogie politice. Domnilor guvernanți, nu sunteți vinovați că dascăl român a rămas demn în toate activitățile sale, pe care și le-a asumat cu mișuri mari și coborâșuri mici. Domnilor guvernanți, dascăl român este consecvent în afirmațiile sale și fidel în angajamentele formative educative. Domnilor guvernanți, nu sunteți vinovați că reușim în pofida grijei ce ne-au putut să păstrăm prin copiii noștri valorile tradiționale ale neamului. Vinovați sunt tot dascăl, cei care v-au avut în grijă spre formare intelectuală și mai ales morală. Mulțumesc! Simțeam că e momentul să adaug aceste gânduri. În ceea ce a spus doamna președintă, eu m-aș opri asupra programului operațional. Pe lângă, deci concepția USL are 3 direcții majore. Este normal, o evaluare a stării actuale a educației, o diagnoză, o abordare competentă, adică doar unor măsuri competente, cunoștință de cauză, și, bineînțeles, elaborarea unui program operațional sub ideea o școală inovativă, o școală care să ne pregătească pentru cariera profesională, dar și pentru viață. Bineînțeles că acest program operațional este
în concordanță cu Strategia Europeană 2020, care stabilește ca prim obiectiv dezvoltarea prin educație. Obiectivele prioritare și urgente ale programului USL sunt 1. Motivarea, sunt 20 de fapt, că dezvoltate mai în anul. Motivarea cadrelor didactice, spitesc câteva, mai așa. Obiective prioritare și urgente sunt, bineînțeles, motivarea cadrelor didactice, recunoașterea rolului social prin salariu, respectarea demnității și autonomiei profesionale. Integrarea de urgență a cadrelor didactice în programe de formare continuă, deja suntem integrați, eu am participat la un program de 6 luni de formare, prin proiecte finanțate din fonduri structurale, pentru că trebuie să ne adaptăm copiilor. Formarea continuă a cadrelor didactice este cercetată pe achiziții profesionale în domeniile învățământul digitalizat, curiculum adecvat, formări inovative, creative, acumulării de cunoaștere și formării de competență. Pedagogie modernă, actualizării cunoașterii în area curriculară disciplinei. Aș mai adăuga și un pas foarte important, asigurarea educației de bază pentru toți cetățenii, prin predare, învățare, formarea competențelor cheie, a competențelor digitale, însușirea unui set de valori de referință pentru dezvoltarea personală și cariera profesională. Mai concret, asigurarea condițiilor pentru parcurgerea ciclurilor de învățământ prevăzute de lege pentru eliminarea abandonului școlar. Cuprinderea grupei pregătitoare în învățământul obligatoriu. Cuprinderea a peste 80% dintre copiii cu vârstele între 3 și 5 ani în educația timpurie. Crearea sistemului public-privat pentru educația timpurie a copiilor de 0-3 ani. Cel puțin 85% dintre tinerii între 18 și 22 de ani să fie absolvenți de studii liceale. Generalizarea obligatorității ciclului de învățământ liceal. Formarea profesională în meserii cerute de piața muncii pe bază de contract cu angajatorii, cu asigurarea fermă a locului de muncă la absolvire, formarea abilității pentru adaptarea la situații noi, dezvoltarea creativității elevilor și a capacităților de inovare, promovarea prin educația valorilor importante în societate, cultul muncii, corectitudinea, cinstea, morală, toleranța, generozitatea, dialogul, respectul de sine și față de semeni, cunoașterea cel puțin 2 limbi străine, achiziții culturale și de cunoștințe tehnologice, formarea deprinderilor pentru o viață sănătoasă, pentru sport, pentru mediu, spiritul principiilor democratice. Aș adăuga fundamentarea actului educațional pe baza nevoilor de dezvoltare de care am spus, personală, din perspectiva obiectivelor din Strategia Europa 2020, prin creșterea contribuției școlii și a familiei în personalizarea educației, orientarea școlară prin cabinetele psihopedagogice, dezvoltarea deprinderilor de învățare permanentă, pentru creșterea capacității de adaptare la noi locuri de muncă. Bineînțeles, informatizarea și asigurarea accesului la internet în toate unitățile și instituțiile de învățământ, creșterea capacității de inovare și creativitate din perspectiva dezvoltării durabile, asigurarea pentru conținut adecvat a educației complementare, creșterea capacității de adaptare permanentă în condiții variate de mediu socioprofesional și pentru refacerea coeziunii sociale, garantarea programelor șansa a doua prin educație, în vederea eliminării analfabetismului și integrării pe piața muncii, prin garantarea egalității de șanse, eliminarea oricăror forme de discriminare, facilități politici și programe adecvate grupurilor vulnerabile, susținerea celor care au părăsit timpuriu școala. Garantarea autonomiei profesionale a școlilor și a cadrelor didactice în scopul folosirii inițiativelor personale și instituționale, generalizarea programului școala după școală, în acord cu autoritățile locale și părinți și agenții economici, respectarea garantării autonomiei universitare prevăzută și în Constituția României, creșterea rolului universităților în dezvoltarea regiunilor proactive ale cunoașterii, asigurarea cadrului pentru participarea universităților la elaborarea setului de politici, în realizarea unor rețete de colaborare pentru crearea de cunoștințe, diseminarea și utilizarea lor pentru creșterea bunăstării, orientarea conținutului procesului didactic în vederea creșterii capacității de inovare a resurselor umane și sprijinirea universităților pe plan financiar și cu legislația necesară și asumarea unei viziuni creative asupra universităților. Susținerea înființărilor structuri intermediare, merită să dezvolte parteneriatul din universități,
și companii, economia verde bazată pe cunoașterea și transfer tehnologic în crearea sau extinderea de infrastructuri comune orientate pe cercetare sau tehnologie, participarea întregii comunități academice la implementarea obiectivelor strategice pentru cunoașterea, perfecționarea învățământului superior, încurajarea și susținerea propriilor cunoașterii, profesioniști hibrizi care au capacitatea de a înțelege rapid un domeniu și crearea unui cadru normativ necesar pentru universități. Colega cu cercetarea științifică. Da. Mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ai prezentat. Nu știu, cred că toți simțiți la fel. Eu simt așa o emoție reală la ceea ce se întâmplă aici. Și mă încântă deosebit faptul cum colegele noastre reușesc să întrepătrundă foarte bine emoția reală a ceea ce înseamnă un dascăl cu programul USL propus de Partidul Social Democrat, împreună cu, echipierile de mine. Avem în mijlocul nostru și coleg cu noi un avocat care este și lector la Universitatea Dimitrie Cantemir, pe care rog ne spune câteva cuvinte. Ca om implicat în activitatea educativă și de cercetare științifică superioară, mă închin în fața unei femei și învățător. Acea femeie învățător care a făcut o grevă a foame de 70 de zile, nu întâmplător, inițiativa aparține organizației de femei, nu întâmplător, între femeie și învățător se pune semnul egalității, nu întâmplător, copiii noștri ascultă mai mult de învățătoare decât de părinți. Acea învățătoare a tras atenția asupra situației grave în care se află învățământul românesc. Trebuie o foarte mare capacitate de analiză și sinteză pentru a putea face o radiografie a învățământului și a situației în care se află dascălii. Vedeți, noastră, toată viața, eu cel puțin m-am ghidat după principiul că toată lumea se întreabă cât costă învățatul, câți bani, câte renunțări, câte sacrificii, dar că nimeni nu s-a întrebat niciodată cât costă neînvățatul. Și asta l-am spus și eu celorlalți. Până într-o zi în care am constatat că acel dicton ai carte, ai parte, are efectiv un sens material. Am crezut că dacă un om învață în școală, are parte de o viață mai bună, de o poziție socială și o poziție din care se ajute pe semeni. Din păcate, un istoric mi-a explicat că este pur material. Acea carte funciară, fundoarul 1800, era și acum foaia de proprietate. Deci ai carte, ești trecut, ai parte. La asta se referă și nu că dacă înveți, nu avea loc în viață. Pentru că există foarte multe contraexemple. Ați văzut și dumneavoastră ce să le mai spui studenților sau elevilor când învățătorii, într-adevăr, sunt apostoli, că merg desculți la școală, îmbrăcați foarte modest față de elevii care au mobile, care au mașini și eu am întrebat dacă tatăl tău îți dă Mercedes la 18 ani, ce îți va da la 30? O situație de disconfort pentru cadrul didactic, o situație de umilire totală din partea unui președinte care a și spus că n-a avut note mai mari de 7 și că de sus în jos la fel a procedat și cu fiica o agramată să ajungă în Parlamentul European, la fel a procedat și cu doamna Anastase să ajungă primul loc de muncă președinte al Camerei Deputaților. La fel putem da exemplu la nivel local, la Câmpia Turzii, în Consiliul Local fără baccalaureat, să răspundă de învățământ, ca să nu vorbim de turta cu un primar corigent și repetent. Ei, vedeți, noastră, totuși există un spirit pragmatic la ceea ce vă spuneam. Școala numărul 3 se desfințează și în locul ei se înființează judecătorie. Probabil, în loc să se citească statisticile care spun că doar 1% din copiii din mediul rural urmează studii superioare, s-a citit statisticile domnului Predoiu, care spunea că justiția este cea mai rentabilă afacere. Fiecare dintre noi plătim 3,18 lei, timbre și taxe, și primul apoi 1,12. Aceasta este politica guvernanților de astăzi. Ori fără muncă, fără educație și fără sănătate, nu putem să mergem mai departe. Însă nu ne poate lua ceea ce avem fiecare. Și anume, conștiința, puterea, faptul că suntem o echipă puternică și în acest Partid Social Democrat există persoane din toate categoriile socioprofesionale. Nu sunt numai doctori de cer, sunt și muncitori necalificați. Îl cunoscusem în satul Gârbiciu
să aducă Pușul Mare, în satul Agrăbiciu, din comuna cu Pușul Mare, pe Badea Sopon, singurul țăran în Parlamentul României, care știe vreo 4 limbi străine de o cultură deosebită. Nu de școală ține neapărat. Dar, în condițiile de astăzi, a face școală este, într-adevăr, un act de nebunie. Cu toate acestea, eu vreau să felicit pe toți colegii care sunt implicați în învățământ și să le spunem că, mai repede sau mai târziu, educația, sănătatea și munca își va găsi locul acolo unde Partidul Social Democrat, prin programele pe care le oferă, îl și pune deasupra. Vă mulțumesc! Pentru delegatul de la Cluj, pe cei care nu-l cunosc, se numește Nicolae Roș, este vicepreședinte, am omis să prezint complet. Și iată vorbă. Și pe cine are vorbele la el, nu simte emoția. Sunt și cazuri de genul ăsta și în turnă. Cine are emoții, nu-și găsește vorbele. Dar eu constat aici că toți ai noștri au și vorbele și emoțiile. Și fericit pentru cuvântul pe care l-au susținut. Și aș vrea la câteva colege să facă referire la programul SL sau să ne spune câteva vorbe despre învățământ, cine dorește. Alternativa noastră a OSL-ului pentru învățământ este una făcută de specialiști. Este deosebirea fundamentală între legea pe care au dat-o cei de la PDL și ceea ce propunem noi în sferat legislativ. Faptul că doamna Dronescu este una din cele mai recunoscute specialiste din țară în materie de învățământ, ne face să fim mândri că avem o opinie corectă și justă a învățământului pe care vrem să-l propunem în continuare. Împreună cu domnul profesor Marga de la PNL, împreună cu care facem Alianța USL, cred că am reușit să facem o lege mult, mult mai echilibrată și mai echitabilă. Pentru că ceea ce propun ei este pur și simplu desfințarea unui sistem făcut pe niște baze foarte bune de Spirul Haret, pe care am reușit să-l distrugem sistematic în fiecare an. Prin faptul că propunem în fiecare an alte materii, prin faptul că profesorii se schimbă în fiecare an, pentru că mulți dintre dumneavoastră își dau seama, aveți copii, aveți nepoți care vi se plâng poate că doamna de anul trecut de fizică nu mai e aceeași de anul ăsta. Asta este un lucru care disturbă procesul de învățământ. Învățătorul de la clasă este 4 ani acolo cu elevii. În schimb, profesorul trebuie să aibă o continuitate cu acei copii ca să aibă o relevanță a sistemului de învățământ. Un profesor care ia un copil în clasa 5-a și lasă la sfârșitul ciclului de învățământ, este în măsură să-l evalueze de la începutul anului școlar și până la în momentul în care el decide să meargă la liceu sau la o facultate. Tot el este cel care poate să-l conducă pe acel copil, să-și dea seama de aptitudinile lui, degeaba avea părintele, degeaba vine să-i spună, domnule profesor, vreau să fac matematician dacă copilul acela nu are aptitudinile necesare pentru asta. Învățătorul, profesorul știe în ce direcție să-l îndrume pe copilul ăsta. Și tocmai asta este ceea ce noi susținem în legea noastră. Este inutil să propunem desființarea școlilor numai pentru că nu sunt rentabile. Degeaba, un copil care învață 8 ani, 9 ani, după ce termină o școală medie, trebuie să aibă o calificare. Dacă nu dorește să urmeze un liceu, trebuie să fie sigur că are undeva un loc de muncă. Este inutil să desfințăm școli și să purtăm copiii kilometri întregi până la școala vecină, să ajungă acasă obosiți și părinții să-i spună, lasă dragul tati, că tot ești mai bun la vaci, că e mai bine pentru tine. Nu are rost să termină o facultate, o școală care așa nu-ți dă nicio perspectivă. Asta este ceea ce trebuie noi să subliniem. Faptul că școala te face om, că are importanță să urmezi o școală, un liceu, o facultate. Și trebuie de asemenea noi, susținători ai principiilor social-democrate, să spunem tuturor că fiecare copil în țara asta trebuie să aibă un drept egal la învățământ. Trebuie să fie în măsură să-și valorifice potențialul pe care i-l-a dat natura și școala. În momentul în care noi creăm specialiști cu diplomă, pe care nu putem să-i folosim, pe care nu suntem în stare să evaluăm la valoarea lor, normal, pleacă. Ce se aștepte de la un stat care nu-i recunoaște? Deci, normal. Trebuie să susținem școala, învățământul, profesorii, în toate mijloacele prin care putem. Este mesajul pe care îl purtăm noi, către oamenii din
nostru, către vecini, către prieteni, către colegi. Că profesorul nu este numai cel care face scandal că nu-și primește banii. Profesorul este cel care pregătește generațiile viitoare. Dacă suntem mulțumiți cu niște generații semidocte, atunci putem să ne lăsăm pe tânjar, putem să dormim liniștiți, pentru că oricum nu se va schimba nimic. Dar este interesul nostru a tuturor să avem niște generații bine pregătite, pentru că, în fond, este vorba despre pensia mea și a dumneavoastră și a oricui. Dacă nu are cine să lucreze, care să ne dea nouă pensie, nu? Și atunci, dacă nu avem niște generații pregătite, nu avem de la cine să așteptăm asta. Repet, însă a fost doamna Raluca Brehar, de la președinta Organizației de Femei Cluj, și fiindcă știu că îi place să joace cu tot felul de jucării, eu fel. Așa, mulțumesc, mă domnule. Pe Gianina Ciobanca, care face parte și de la tineret, și de la femei, și de la învățământ, de pe toată, ne spună câte cuvinte. Intervenția mea va fi destul de scurtă și vreau să-mi permite Educația din România în ultimilor 3 ani permite un bilanț și atrage anumite concluzii profunde. Ca de exemplu, descentralizarea prin practicarea incompetentă acestuia, care a dus la un centralism tenace fără precedent. Învățământul centrat pe elevi și student a dus la transformarea acestora în simple anexe ale birocrației luminoase. Învățământul orientat spre formarea de competențe a dus, datorită îngustirii de concepție și măsuri greșite, la scăderea nivelului de calificare. De asemenea, reforma curriculară a dus din cauza nepriceperii și politizării la confuzii costisitoare în organizarea învățământului și la ineficiență. Așa zisa, întinerirea personalului a dus datorită politizării agresive ce se practică la preluarea funcțiilor de decizie de către persoane incompetente pe scară recunoscută înainte și la renașterea categoriei politicilor. Folosirea resurselor financiare ale Uniunii Europene s-a acoperit deja de corupție și fraudă deschise. Toate devizele utile și nobile din învățământul european de azi se trădează sau se malformează datorită nepriceperii și politizării prin deciziile actuale guvernare. Acest bilanț, precum și multe concluzii care pot fi trase pe baza faptelor din jurul nostru, reconfirmă eșecul politicii actuale puteri, domeniul educației și ne solicită să articulăm alternativa și să o prezentăm cetățenilor. Uniunea Social-Liberală dispune de o alternativă și o va prezenta cât mai dezvoltat în dezbaterile publice de la nivel național și de la nivelul județelor și localităților. Alternativa pe care Uniunea Social-Liberală o prezintă cetățenilor cuprinde diagnoza stării educației, indicând efectele nefaste ale politicii actuale putere, programul reforme competente educației în orizont de în 2011, sincron cu reformele avansate care au loc în țările de referință, proiectul legislativ corespunzător, plecând de la interesul public al societății românești, folosirea cadrului dezbaterii cu specialiștii și publicul larg pentru a se efectua o reformă competentă și benefică în efecte a educației și a cercetării științifice în țara noastră. Am pregătit aceste puncte de vedere, deoarece mie, personal, mi-au atras în mod deosebit atenția. Mulțumim! În domeniul cercetării științifice, o rog pe doamna dr. Felicia Mureșan să ne spună câte cuvinte. Doamnelor, domnilor, stimați colegi, eu vin tocmai de la un simpozion, direct din simpozion la dumneavoastră, și nu vreau să fac, nu vreau să trec de la acest subiect atât de sensibil. Am auzit astăzi aici ziua învățătorului, mi-am adus aminte de toată copilăria mea și un subiect sensibil, delicat. Vreau să mă lăsați, domnule președinte, să trăiesc și eu. Sigur că o să vă spun câteva cuvinte despre cercetarea științifică, dar cercetarea științifică este ceva mai complex și este ceva mai dur în această epocă în care trăim noi. Și îmi face plăcere să stau și eu puțin și să-mi aduc aminte de învățător, învățătoare, de tot. Da, o să vă spun câteva cuvinte care, de fapt, le știți cu toții. Știți foarte bine că la baza vieții noastre sociale, la baza tuturor proceselor care se întâmplă, stau creațiile, cercetarea, inovațiile. Fără aceasta nu putem progresa deloc, în niciun domeniu. Putem să luăm. Eu sunt în domeniul acesta. Orice domeniu, medical, chimic, învățământ, orice domeniu. Deci cercetarea științifică consider eu că este o barieră care de câtva timp stă aruginit, stă,
Noi existăm datorită oamenilor care sunt acolo, domnul președinte îi cunoaște pe toți, datorită doctorilor valoroși care sunt în unitatea noastră, de aceea rezistăm și creiem încă. Creiem, muncim, lucrăm, facem simpozioane cu participare internațională împreună cu Universitatea de la Cluj, sub egida Academiei de Științe Agricole din București, dar nu prea interesează pe nimeni aceste aspecte. Din păcate, eu din păcate. Avem tineri care se formează în instituțiile superioare. Sigur că sunt interesați să vină în cercetare, sunt pasionați, dar datorită condițiilor salarizare, bineînțeles, și a condițiilor de muncă, și astea sunt, pleacă. Pleacă în diferite părți unde pot să câștige ceva mai bine. Nu este normal. Eu am făcut și o propunere program, domnul președinte o are și a trimis-o, am înțeles, pentru cercetarea științifică din agricultură. Am căutat să ating toate punctele care ne dor pe noi acum, inclusiv fond funciar, care este o foarte mare problemă. De aceea am zis că nu vreau să intru în probleme foarte dure. Deci noi suntem, existăm, mergem înainte, creiem, dar cu foarte mari eforturi. Cu foarte mari eforturi și nu suntem, parcă nu avem locul nostru, nișa care trebuie să o avem. Deci nu. Pentru că știți foarte bine din ce cauze, din foarte multe motive. Noi ne luptăm în continuare și de aceea am zis că luptăm sub toate aspectele. Avem foarte mulți tineri, îi aducem aici, am adus o parte din ei și încercăm să mergem în continuare mult mai bine decât până acum. Eu vă mulțumesc pentru atenție și dacă vreți să știți amănunte de unde am fost, vă rog să mă întrebați, nu vreau să plictisesc, cu mare drag vă povestesc. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea ca toți cei de aici, când ieșiți, să transmiteți la orice cetățean îl întâlniți, că în laboratoarele PSD încă se discută lucruri normale. Ceea ce în laboratoarele PDL au fost uitate de mult. Fiindcă nu-i mai interesează nimic. Am cunoscut de mult o doamnă. Am fost colegi mulți ani și după ce n-am mai fost colegi, am colaborat foarte mult cu dânsa. Noi spuneam în perioada când eram colegi la ceramică, doamna de fier. Chiar dacă nu este învățător sau profesor, aș ruga să ne spună, într-o abordare proprie, referitor la subiectul nostru, câteva cuvinte. Este vorba de doamna Mia Leu. Mă rog, reclama era foarte dură. Nu a fost chiar doamna de fier, dar aș fi vrut să fiu ca doamna de fier. A fost o doamnă de fier în Europa. Învățătorul după mine este primul om care formează copilul. Nu este mama. Mama e cea care dă viață și care îl ajută. Dar învățătorul îi pune chilonul în mână și îl învață să fie om. Să meargă prin viață pe pașii lui, pe picioarele lui și să se dezvolte. Am avut șansa care poate foarte puțină lume au avut, ca învățătoarea mea să fie învățătoarea fiului meu. Și am fost cea mai fericită în ziua în care am întâlnit-o și mi-a spus că preia clasa întâi. Pentru că învățătoarea noastră, într-adevăr, a scos generații de copii foarte bine pregătiți, care în viață s-au realizat. Deci, primii pași îi face copilul alături de învățător. Toată viața e marcată de ceea ce a făcut în clasa întâi, până în clasa patra. Mai departe, deja e nebuloasă, încep problemele, fiecare are metoda lui, e cu totul altfel. Dar învățătorul e cel care îl educă, cel care îl formează. Ceea ce s-a întâmplat cu învățământul în zilele noastre e o tragedie, după mine. Instituția de învățământ a fost o instituție culturală, în primul rând. La ora actuală este o instituție comercială, care scoate absolvenți pe bandă rulantă. Într-adevăr, ne trebuie absolvenți. Dar s-au renunțat la școlile profesionale. Cine mai muncește în țara asta, dacă nu mai sunt școli profesionale? Meseriași nu mai avem. Nu mai avem cine să repare pantoful, pentru că nu mai aruncăm, nu mai avem nevoie de meseriași. S-au renunțat la școlile tehnice. S-au transformat în colegii. Da, într-adevăr, e foarte important să aibă toată lumea studii, să aibă studii superioare. Dar ne-am trezit că nu mai este nicio o cercetare sociologică. Nu se mai știe în țara asta câte locuri de muncă sunt. Profile, de profesii, ca fiecare să știe unde își poate găsi loc în viață. Și atunci, facem pe bandă rulantă absolvenți cu studii superioare. Au terminat facultatea și se trezesc în impasul că nu-și găsesc
fiecare aspiră la un post pe măsura studiilor pe care le are. Nu-și găsesc post, nu-și găsesc părinții, nu mai au posibilitatea să-i susțină și atunci pleacă. Și pleacă în străinătate și o încep de la zero. Spală farfurii în restaurante, fac curățenie prin hotele și cămine și așa mai departe. Nu ăsta e scopul învățământului. Să ajungem să facem oameni care să meargă să fie muncitori în străinătate. Să facem oameni care să muncească în țara asta, ca noi toți să putem trăi. Asta e părerea mea. Mulțumim! O singură vorbă am și eu. Ați prezentat un program foarte amplu. Vreau să felicit colectivul care a prezentat acest material. Este foarte binevenit și pe fiecare din noi ne-a atins puțin la, poate foarte mult, puțin la suflet. Și ăsta este un lucru foarte. Că e cercetare, că e învățământ, că este cultură, nu știm ce înseamnă asta. Eu aș vrea să adaug la tot ce s-a spus aici următorul. Că fiecare dintre noi, când am ajuns părinți, suntem dascării părinți copiilor noștri. Este atât de mare lucru că mă duc la grădiniță sau la cămin și îmi scot copilul și văd că copilul meu a realizat azi ceva, nimica, că vă dați seama că nu este de importanță, că nu este de... Dar recunosc că ceva din sufletul meu a rămas acolo. Și a fost apreciat. Și atunci, atât am vrut să adaug. Trebuie să ne ocupăm, este foarte bine că vă ocupați de învățământ, că este meseria dumneavoastră, fiecare suflet cu meseria noastră. Da. De societatea asta nu se ocupă, nu se ocupă cineva. Atâta timp cât vedem un guvern și câte vedem care ne termină și nu le mai suportăm, atunci degeaba vrem să ne educăm copiii. Vai, copiii noștri sunt aur. Nu, copiii noștri le văd exact cum le vedem și noi. Că dacă noi mai avem puterea să facem să nu vadă tot și să-i facem să uite, să-i facem să ne înțeleagă că nu e bine așa cum fac acolo, că se ceartă ca nebunii, sau fură, sau fac alte treburi, atunci poate că mai avem că ceva care putem să din în sufletul copilului nostru. Eu apreciez foarte mult ședința de astăzi, aș dori ca asta să o ducem mai departe în ședințele de organizații, între oamenii simpli, că eu vreau să vă spun, dumneavoastră îți da foarte științific tot programul, dar nu credeți că toată lumea a înțeles programul care este. Sunteți de acord. Dar asta înseamnă că noi toți cei care suntem aici și ceilalți care ne încojoară, să încercăm în munca pe care o desfășurăm, să sădim în sufletul cetățeanului acest mers nobil al învățământului românesc. Mulțumim! Cred că în cuvântul dumneavoastră, pe lângă colectivul care a pregătit acest material, puteți să amintiți că au merit și ideea inițiatorilor, adică Comitetul Executiv, ideea inițierii acestor dezbateri. Oricum, dacă nu o fac eu, vă mulțumesc. Și cred că ai avut mare dreptate la un moment dat când spuneai că și părintele este un învățător pentru copilul lui și părerea mea este că oricare, orice om are el o vocație de dat. Chiar dacă într-o anumită perioadă nu o desfășoară, ci prestează alte servicii. În perioada interbelică, regele Ferdinand spunea dacă soarta nu mă punea acolo unde sunt, eram învățător. Ceea ce cred că sunteți de acord că fiecare persoană are această bucată. Începând cu primii pași ai copiilor noștri. N-aș vrea să lungesc foarte mult dezbaterile, că despre acest subiect putem vorbi zile în șir. Aș mai dori să dau cuvântul doamnei profesor German, să ne spună și dânsa ce parte a materialului a fost pregătită. Câteva cuvinte despre programul operațional. Programul operațional vizează o școală inovativă, o școală care să pregătească pentru profesională și viață. În perioada finală, în urma recesiunii din anii 90, s-a hotărât să dedice fondul important de educației, cercetări științifice și tehnologii. În mai puțin de 10 ani, Finlanda a trecut în primele locuri în lume ca bunăstare socială și bogăție. România, ca țară membra Uniunii Europene, are obligația să-și
raconteze strategiile de ieșire din criză și de dezvoltare a celor promovate de Comisia Europeană și să-și asume un rol proactiv în promovarea obiectivelor Uniunii Europene, cât și a celor proprii. În acest context, strategia Europa 2020 trebuie să fie transpusă și în România prin demersuri concrete, progresul pozitiv atent monitorizat în ceea ce privește obiectivele naționale, ca parte a realizării celor la nivelul Uniunii. Al Comisiei Europeană, Europa 2020 stabilește cele trei obiective crește economică, inteligentă, educație, promovarea cunoașterii, inovare și creativitate, digitalizarea întregii societăți, o creștere economică durabilă prin competitivitate, utilizarea mai eficientă a resurselor și a treia, o creștere economică favorabilă, inclusiv prin o mai mare participare la piața forței de muncă, locuirea de noi competențe, lupta împotriva sărăciei. Mulțumim foarte mult tuturor vorbitorilor. Dacă mai dorește cineva, eventual de la presă, dacă vrea să fie. Eu am mai multe, întrebări și vreau să le operăm. Unul, din prezentarea programului și a discuțiilor, sincer, am o nebuloasă și am să vă explic de ce. Pe de o parte, s-a venit cu teza, a unui învățământ mai accentuat sau mai profesionist, era chiar și ideea aceea cu, dacă bine am înțeles, cu învățământ obligatoriu 12 clase. Asta oarecum merge, din punctul meu de vedere, pe partea de teorie. La un moment dat, iarăși se amintea că ar fi ideal dacă s-ar face acele contracte cu anumite societăți care să asigure integrarea ulterioară a absolventului. Eu am să vă spun că aici va fi o problemă. Putem să discutăm teorie săptămâni în șir. Problema este de practică și vă spun, chiar am întâmplător, am asistat, să zic, la un proiect de genul acesta, al celor de la colegii Emil Negruțiu, în care aveau ei, nu mai știu cum îi zicea, job day sau ceva de genul ăsta. Job, da, nu mai știu, da, așa, no, job shadow day. Nu mai știu exact, dar era un proiect ceva de genul ăsta, dar era o singură zi, în care ei au apelat la societăți comerciale care erau dispuse să colaboreze cu școlile, în sensul de a le arăta elevilor ce se întâmplă acolo. Eu am întrebat de curios, bun, dar ați avut și refuzuri? Ce? Oh, încă foarte multe. Deci, vă dați seama, erau refuzuri pentru o singură zi. Și adevărul că eu n-am înțeles de ce era refuzul ăla, dar sunt refuzuri. Ori ca să stabilești o idee de contracte pentru viitori absolvenți, eu vă spun sincer că mă îndoiesc. Asta ar fi o nebuloasă. A doua nebuloasă pornește de la ceea ce spunea și Nicu Roș, referitor la ceea ce oarecum înseamnă învățământul, că acum am înțeles și eu faza aia cu ai cartea, ai parte, e mult mai aproape de realitate decât ceea ce, să zic, înțelegeam noi până acum. Și am să vă spun ceva, dacă ne raportăm la ceea ce este în vest, învățământul nostru este considerat, din punct de vedere al cunoștințelor, foarte avansat, comparativ cu elevi de aceeași vârstă din vest. Bun, întrebarea mea este, de ce nouă ne lipsește civilizația, progresul și toate celelalte care există acolo. Înseamnă că avem noi o problemă și nu neapărat pornește de la învățământ. Cred că pornește de la pragmatism, de la eficiență, de la a învăța ceva efectiv. Eu vă spun, facem 12 clase și am văzut și eu că și fiica mea au terminat clasa 12, dar nu știe să facă nimic. Asta e adevărul. Asta e adevărul. Și problema cred că de aici ar veni. Probabil mult... sunt materii, sunt fel convins, fără să jignesc pe nimeni, sunt materii în actuala structură care, de fapt, probabil într-un procent de 80% nu îi ajută pe elevia, îi ajută pe 20% ulterior, dar pe mulți nu îi ajută și atunci materiile astea probabil ar trebui înlocuite cu ceva, să zic, mult mai practic, să învețe ceva, inclusiv dezvoltarea simțului antreprenorial din anii de liceu, pentru că sunt probabil mulți tineri care ar avea idei, ar putea să dezvolte, dar ei nu știu. Ajung, intră în viață, termină 12 clase și nu știu ce să fac, ce să lucrez, unde... Și atunci e firesc că pe o structură de asta se dezvoltă ceva mult mai simplist. De genul, ce mă fac? Mă fac pipiță, că am mașină, am putare, am nu știu ce. Și atunci... Da, e mai simplu. Dacă îmi dai voie, eu am să încerc să răspund la o problemă, cel puțin în viziunea USL-ului.
Ei propun pentru a putea lega învățământul de practică, pentru a scăpa de atâta teorie, care într-adevăr e mult prea multă, mult prea multă, programele încep să fie puțin restructurate. Se renunță la o parte din cantitatea imensă de informații, se selectează și se pune un accent mai mare pe practică. Și ideea binevenită să păstreze legătura permanentă cu instituțiile pentru a putea să ia pulsul societății, pentru a vedea care este piața, ce anume așteaptă piața și atunci să promovăm acele profile care într-adevăr vin să ajute elevii. Pentru că ai dreptate, elevii noștri sunt extraordinar de bine pregătiți, dar numai informațional. N-au nimic practic, nu știu bate un cui, dacă vrei să spun. Dar și atunci, să știți că așa era și înainte de 89, deci nu există asta nicio diferență. Da. Dar eu mă contrazic, înainte de 89 nu era. Ba, eu vă spun că atunci a terminat liceul. Eu vă spun, era, la teorie eram perfect. Când haideți să ne gândim, de exemplu, la orele de lucru manual. Cât erau de importante orele de lucru manual care acum s-au scos? Da. Cât erau de importante orele de dirigenție? Da. Vreau să vă spun că eu, de exemplu, în școală, în orele de dirigenție, am învățat regulile de circulație. Reguli care mi-au folosit ulterior la a da examenul pentru școala de conducere. Este foarte important să anumite materii, zic eu, ar trebui, într-adevăr, reanalizată această programă și aceste materii. Copiii, acum, la noi, nu știu, sunt bombardați așa cu informații inutile, care nu-i pregătesc pentru nimic. Sunt dator cu un răspuns, că spunea domnul Florea și bine a sesizat. Într-adevăr, deși fără teorie nu există practică, și la conducerea autoturismului mai întâi este un examen teoretic și apoi practic, aveți dreptate, trebuie corelată oferta educațională cu cererea de pe piața muncii. Așa-i. Și așa și așa și trebuie. Și asta este răspunsul scurt. Iar privitor la spiritul antreprenorial, mi-amintesc că atunci când am la forță de muncă, am demarat un asemenea proiect să determinăm pe persoane de etnie romă să-și dezvolte acest spirit antreprenorial înnăscut al lor. Și ei mi-au spus, domnul jurist, noi bani avem, caracter nu prea avem. Ori, caracterul ține și de educație, de aceea trebuie corelat. Dacă îmi permiteți, aș vrea pe doamna cu lucrul manual. Așa e, doamne. Vreți pe doamna sau ce ascultă? Sunt bătrân pensionar și datorită lucrului manual care l-am învățat în școală, m-am învățat să cos un nastur, nu vorbesc sub formă hazlie, vorbesc foarte serios. Chiar dacă îmi vine să zâmbesc, îmi vine să zâmbesc a mulțumire și a recunoștință față învățătorul Avramescu. El mi-a spus cum trebuie să-ți cureți un pantof la lucrul manual. Mi-a făcut ca să adunăm penuș și să facem de la deșteți pe picioare. M-a învățat să-mi cos un nastur. Și acum o scutesc pe nevastă mea de acest lucru. Rezultatul. Dar ăsta este adevărul. Lucrul manual, ăsta e adevărul. Că tinerii de astăzi se miră când trebuie să-și facă pantofii. Se miră când vede că trebuie să-și coasă nastru. Și face voie aia. Și familia, și școala. Vorbim de întrebare. Lasă-o, mă, te vreau. Te rog, bună. Aș vrea și eu să felicit organizatorii. Au găsit o temă foarte bună. M-au tentat de înțeles că chiar dacă am fost puțin marginalizați, rolul nostru este de a completa ceea ce au făcut doamnele și colegele noastre, de a scoate în evidență Ziua Învățătorului. Dar eu vreau să vă spun că mai important decât Ziua Învățătorului este familia. Mai important decât familia este copilul și dacă nu veți promova o idee de a avea copii, de a crește natalitatea, cred că în viitorul apropiat veți avea tot mai puțin copii de învățat. Pe lângă ideea de bază, a ideea învățătorului și o felicit pe doamne și pot să aduc aminte, pot să aduc aminte că învățătoarea mea trăiește, doamna Pirescu, trăiește și diriginta de 4 ani, doamna Barna,
și sunt mândru că am avut o învățătoare foarte multă practică. Ne-au însuflat ambele, atât învățătoarea noi niciodată, când în 63, o mică, 63, când a fost Dej, ne-a pus din amurcat în la școala numărul 6, de-am tăiat bețișoare, n-avea, vă dați seama, și-am tăiat din cren și am făcut. Și vă rog, ca pe viitor, să colaborați în tema, o temă alăturată învățătorului și să puneți și părinții și creșterea copilului, că noi trebuie să încurajăm programul Rusăreului, trebuie să fie de a încuraja natalitatea și de a crește cât mai mare numărul copiilor ca pe viitor, să ne ducă cineva viața înaintea țării noastre, să avem ce educa, să avem ce învăța și atunci cred că va fi nevoie de a pune accentul atât pe învățătura, cât și pe problema practică. Vă mulțumesc! Dacă îmi dați voie să răspund domnului, este una din politicile pe care noi le promovăm, corelarea politicii demografice și încurajarea principiilor familiei, deci protejarea familiei, este una din politicile pe care noi le alăturăm procesului de învățământ, pentru că într-adevăr este o depopularizare îngrozitoare a României și ne vom trezi peste 50 de ani că nu mai avem nici 15.000 la țara asta. Am și eu trei întrebări scurte, dacă îmi permite, dar aș vrea să întreb... Nu, puțin, că mai am răspuns pe departe. Referitor la întrebarea lui Gelu, părerea mea este că este vorba despre managementul integrat al unităților școlare raportat la societatea civilă. Nu întotdeauna un conducător de școală sau un inspectorat, un inspector șef la învățământ poate să știu, să identifice problemele care sunt în sectorul pe care îl conduce. Și atunci trebuie să vină societatea civilă, prin potențații ei în materie, și să rezolve aceste probleme de a finaliza ceva cu acei tineri care pot fi școlari sau studenți. Pot să vă dau un exemplu. Aici deja s-a inițiat la Cluj, funcționează acum, se deschide și la București o filială și la Timișoara și la Iași încă două filiale anul viitor. Este vorba de Universitatea de Dezvoltare Durabilă, care cu reprezentanții, unii anumiți reprezentanți ai societății civile, au inițiat niște discuții bilaterale cu universități din Israel, din Statele Unite, din Germania, din Franța, prin care se vor naște, în foarte scurt timp, pe programe europene, incubatoare de afaceri la care vor participa doar studenții pe domeniile pe care le studiază și, ulterior, urmează angajarea, adică punerea sub observație, identificarea viitorilor firme care vor putea preleva acești studenți ca ulterior să se angajeze în firmele lor, se urmărească o perioadă incubatoarelor de afaceri pe care ei le pornesc sub oblăduirea acestor potențați ai domeniilor, adică practic care sunt tot profesori universitari. Deci deja s-au inițiat în țară, deja funcționează, este un program foarte bine apreciat și drept dovadă implementarea acestui program și plata banilor europeni se face foarte repede. Am vrut să dau un exemplu, apropo, că trebuie și societatea civilă să se implice cu referire la ce vor face absolvenții când termină. Nu este suficient unitățile școlare. Nu este suficient Ministerul Învățământului. Că Ministerul Învățământului, ca orice alt minister, are anumite interese. Și alea sunt interesele guvernului, interesele puterii. Și nu totdeauna interesele puterii coincid cu interesele populației, a părinților și a copiilor. Cred că putem scăpa aici. Nu știu dacă ești nemulțumit de răspuns. Da, eu mai am o întrebare, domnul Matei. Da, te rog, scuze. Mă interesează să-mi spuneți care este ponderea din produsul intern brut pe care noastră prevedeți că poate să fie alocat pentru învățământ. Asta este o întrebare. A doua întrebare face referire la sistemul de evaluare pentru bacalaureat și pentru învățământul gimnazial. Dacă prevedeți o modificare a sistemelor de evaluare pentru bacalaureat și sistemul și învățământul gimnazial este o altă întrebare. Și ultima întrebare este dacă acest plan sectorial pe care dumneavoastră l-ați elaborat, eu știu că un plan sectorial implică o răspundere eminamente politică, pentru că răspundeți în fața electoratului,
cauce plan sectorial de altă, dar mă interesează dacă acest plan sectorial a fost discutat cu alți parteneri. Și aici mă refer și la sindicate sau la grupuri profesionale care aparțin de învățământ. Da. Da. Deci, în legătură cu cât anume, 5% se propune, deci, în, cel puțin, aceasta este intenția noastră. În ceea ce privește a doua problemă, ținând cont de faptul că se renunță la 8 clase și se va merge la 9 clase, deci obligatorii, vă dați seama că, în mod automat, se schimbă absolut tot modul de evaluare. Deci, în primul rând, se renunță la acele teste. Dacă ați fost atenți, în anul acesta s-a făcut un test la sfârșitul clasei a 8-a, în care s-a ținut cont de media obținută de elevi timp de 5-8, timp de 3 ani, plus o notă care a fost luată în urma unei evaluări. S-a făcut o medie și în funcție de media respectivă, elevul va putea să opteze pentru un liceu sau altul. Dacă se renunță și se merge pe clasa a 9-a, în mod automat se renunță la această evaluare. Nu se va mai ține contul, nu se va mai ține cont de media pe anii de studiu. Și eu consider că este foarte bună, pentru că important, în primul rând, este de a evalua un copil în momentul în care el se hotărăște să-și aleagă o profesie sau un profil. Îl evaluez în funcție de profilul pe care el și l-a ales. N-are niciun rost să fie tras înapoi de o medie luată la educație fizică sau muzică timp de 3 ani de zile, care sigur l-ar imediat l-ar depunta în privința aceasta. Iar în ceea ce privește bacalaureatul, vreau să vă spun, nu sunt deloc de acord. Eu personal sunt revoltată de modul în care s-a desfășurat bacalaureatul în anul acesta, pentru că s-a pornit din start de la ideea de fraudă. Elevi și profesori au fost puși într-o situație, ce să vă spun, umilitoare sau degradantă. Dom'le, să-i urmărești cu camere de luat vederi, să nu cumva să deschidă sau să nu răspoiască o pagină sau profesorul respectiv nu cumva să întoarcă capul mai mult spre un elev sau spre altul. Mi se pare umilitor. Deci, din start, accepti tu, ca ministru, că în întreg învățământul, nu? Sau se produce fraud. Și așa nu este corect. În ceea ce privește a treia problemă, n-am înțeles exact. Dacă ați discutat planul sectorial cu alți parteneri din sectorul, nu știu, organizații civice sau organizații profesionale. Da, s-au discutat, sigur, în legătură, s-a consultat cu sindicatele la liber. Bineînțeles, doar atât, ceea ce știu eu. Altceva nu mai am ce să vă spun. Mai am eu o întrebare. Are o tentă. Asta intră puțin mai în politică, că totuși suntem în sediul unui partid. Da. Mi-ați vorbit atât de frumos de generațiile tinere, de nu știu ce, dar acum să vă pun o întrebare care clar are o tentă politică. Ce părere aveți despre votul la 16 ani, care se discută acum? Am văzut, nu știu, n-am intrat în amănunte, dar am văzut că se discută varianta aceasta. De vot de la 16 ani. Ce părere aveți? Părerea mea. Da. Nu, ce părere aveți? Că sunt curios așa. Sigur, noi știm că la 18 ani ar trebui un elev să aibă dreptul de vot. Dacă acum preluăm modelul american și de la 16 ani îi punem în situația de a opta pentru un partid sau altul... Pardon, nu m-a luat permisul de conducere. cel puțin personal, eu nu sunt de acord. De ce? Deci trebuie să treacă, cei 2 ani sunt necesari pentru maturizarea tânărului. Un tânăr, în momentul în care vrea să pună o ștampilă, trebuie să fie oarecum, să fie exact, să fie informat, să fie matur. Nu poți să-l pui un copil să decidă ce un trandafir, 2 sau 3. Asta mi se pare deja un abuz. Asta e părerea mea. Și așa. Președinte, foarte fain chestia cu bacalaureatul. Acum cred că și-au închis aparatele.
poate să fie. Dănciulescu la bacalaureat și la engleză, oral, zice să se traducă din limba română în engleză următoarea exprimare. Petrică, 13 GSP! Dar Laura nu-și cunoaște propria limbă și face greșeli de limbă, greșeli grosorane, nu cunoaște. Mulțumim tuturor pentru întrebări, cu dragă de să mulțumim organismelor de presă, reprezentanților lor care au participat la această dezbatere. Vreau să asigur că la următoarele dezbateri, pe linie de agricultură, pe administrație, pe absolut toate domeniile noastre din ca departamente de lucru, îi vom invita să fie prezenți, să participe la consultările și dezbaterile noastre. Dacă sunt de acord, noi vom face invitația și vă rugăm să fiți aici, ca să putem să vadă toată lumea ceea ce se întâmplă în cadrul PSD. Apropo de asta, la ora 19, cine dorește să uite la ONTV, că o să vadă prima parte a dezbaterilor noastre, va fi prezentată pe postul ONTV. Avem și un eveniment important în mijlocul nostru. Doamna Arion are o nepoțică. Eu propun să ni se cânte un la mulți ani pentru acest nepoțel și să aibă noroc de el. Mulțumesc. Și aici și domnul Anuț și dânsului și lui Cristi de nepoțel. Așa. Îi urăm să aibă noroc. Eu, le mulțumesc și doamnelor de la Cluj, care ne-au urmărit să le invităm la fiecare ședință, să fie alături de noi. Vă mulțumim și domnul președinte pentru invitație și vă felicit pentru modul în care ați organizat, atât pe dumneavoastră cât și pe Dora, dar pe toate colegii și pe toți colegii care au participat. Sincer, am fost impresionată de calitatea materialelor și de calitatea discuțiilor și o să revenim cu plăcere de ori de câte ori. Mulțumim tare mult! Propun să facem o scurtă pauză ca să ne scăpăm de cei de Cluj, că oricum vor să trece și să servim împreună un paharel oferit de familia Rion. Până atunci cântați-ne, vă rog, la un la mulți ani. Vreau să vă spun că acel m-a lăsat în sfârșit. Nu mă țin așa în... S-o ocupă. Da. Acest la mulți ani pe care l-a pregătit Adi Soforan, îl dedic tuturor colegilor mei care au copii. Tuturor, da, bineînțeles, tuturor bunicilor, părinților și mai ales profesorilor. Vă mulțumesc din suflet și chiar aș vrea să ascultăm acest la mulți ani pe care...